urmăririi penale. Deci, ca să vă putem comunica referitor la pista, motivul sau care ar fi scopul și totodată să răspundem și la întrebările care au fost adresate și anterior. Deci, potrivit circumstanțelor, suma care urma a fi achitată pentru executarea asasinatului este de suma de $200,000. În acest sens a fost achitată deja suma de $100,000 ca avans. După cum v-am comunicat, noi am reținut executorii nemijlociți, intermediarii, o parte din persoanele care au facilitat comiterea infracțiunii. Și dacă să ne referim la comanditari, aici și putem să avem la această etapă anumite presupuri și versiuni care o să se cristalizeze pe parcursul urmăririi penale și care pentru noi sunt destul de evidente de reșit din probatoriu.